Bună ziua! Căutăm o sărbătorită, la mulți ani, doamna Floare! De lume, faptul că ți-e iubită! Vă spun la surpriza Dumitru Stălan și cineva drag ne-a trimis cu aceste cadouri pentru dumneavoastră. Bănuit oare cine ne-a trimis? Nepoță! Aveți și nepoți și strănepoți să vă trăiască. Am o melodie și un mesaj frumos să vă transmit, bine? Și vedem la final cine ne-a trimis. Vă mulțumesc tortul. Cum să țineți bine? Puteți? Sau îl pun aici oare? Vedem la final, bine? Ăsta vine doar la dumneavoastră atunci, dar poți să-l ții. Îl puteți ține? Țineți dumneavoastră. Îl ținem așa. Lasă-l mai jos, mamă. Așa. Pune melodia și mesajul, bine? Și vedem la final cine ne-a trimis. Să uit până am să mor dragostea mulnișilor. Oricine și orice-ar face, sângerea că nu se face. Oricine și orice-ar face, sângerea că nu se face. Să mă înghită și pe smet, laptele să-l iau mie fiert. Să-i fac la bunicu spadă, că furmele de pe creangă, că la vecin din o gradă. Să mă închidă și pe smet, laptele să-l iau mie fiert. Să-i fac la bunicu spadă, că furmele de pe creangă, că la vecin din o gradă. Făcea poftele toate, nu zicea că nu se poate. Și-mi făcea poftele toate, nu zicea că nu se poate. Sara povești îmi spunea, și pe funte mă țuca. Mă învăța să zic și eu, înger, îngerașul meu. Și să cred în Dumnezeu. Sara povești îmi spunea, și pe frunte mă țuca. Mă învăța să zic și eu, înger, îngerașul meu. Și să cred în Dumnezeu. Cât voi trăi pe pământ,
greșile și orice ar face. Sângele apă nu se face, sângele apă nu se face. Bunici nu poți să-i pui, cât voi trăi pe pământ. Oricine și orice-ar face, sângele apă nu se face, sângele apă nu se face. Am ajuns la momentul în care aflăm cine ne-a trimis la dumneavoastră. Am mesajul pregătit. Am asta la ascultat. Draga noastră bunică străbunică, îi mulțumim bunului Dumnezeu că a avut grijă de tine și că te putem felicita și anul ăsta la împlinirea frumoasei vârste de 85 de ani. Știm că e un moment dificil pentru tine și pentru noi toți. E un sentiment între tristețe și bucurie. Nu putem să omitem trecerea recentă neființă a bunicului nostru drag, care a lăsat un gol adânc în inimile noastre. Dar aici, numai Dumnezeu știe ce planuri are cu fiecare. Pe de altă parte, suntem bucuroși că te avem pe tine alături și vrem să știi că însemne enorm de mult pentru noi. Să nu fii tristă niciodată și ține minte că noi te iubim din toată inima. Îți dorim ca Dumnezeu să te binecuvânteze cu pace și liniște sufletească, sănătate și fericire. Să știi că ești foarte mult iubită de noi toți și îți mulțumim pentru toată grija și răbdarea ce ai avut-o cu noi. La mulți ani, bunică dragă! Din partea nepoților din Spania, Alina, Fane, Florin, Ancuța și din partea strănepoatelor, Alicia, Tania, Sara, Amelia. Și nu în ultimul rând, din partea nepoților, Bogdan și Ana, Laura, Bogdan și Paul. Te iubim! La mulți ani, bunică tina! Rămâi sănătoasă! Te rugăm! Amelia! La mulți ani, bunică bătrână! Să fii sănătoasă! Te iubim mult, 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 Sara! La mulți ani, bunică bătrână! Te iubesc! Alicia și Tatia! Dacă doriți și dumneavoastră să le transmiteți un mesaj frumos, vă rog frumos să faceți ca acest video să vadă și dânsii. Le mulțumesc. Lăsați-o că așa încetul. Le mulțumesc, tăche, și de fost, că aici stăți. Doresc multă sănătate. Și iubești pe toți. Îi iubesc pe toți. Și de mulțumesc surpriza care ți-o făcut. Vă mulțumesc de priza, de surpriza care mi-ați făcut. La mulți ani și din partea noastră, multă sănătate să vă dea Dumnezeu. Să fiți fericită. Aveți o familie foarte numeroasă și foarte frumoasă. Vă aștept și veniți acasă, pe toți. Să fac lumânările, vă rog.